Directoarea Colegiului Național Iancu de Hunedoara din municipiul de Becerna a fost demisă în urma organizării unei competiții sportive ce a purtat semnătura Partidului Național Liberal. Conform legii educației, în toate unitățile de învățământ și în spațiile destinate educației este interzisă. Totodată, un caz similar a fost semnalat și la școala din Boșorod, de data aceasta fiind vorba despre Partidul Social Democrat, dar care nu a fost încadrat în aceeași categorie. Motivul pentru care directoarea Colegiului Național Iancu de Hunedoara a fost demisă din această funcție a fost o acțiune care s-a desfășurat în data de 1 octombrie în cadrul liceului. Mai precis, tineri din cadrul Partidului Național Liberal au organizat un concurs de tenis de masă pentru propagandă de partid, deși legislația interzice astfel de acțiuni în unitățile de învățământ. Mai mult decât atât, Tineretul Național Liberal a afișat la acel eveniment materiale de promovare politică, iar organizația s-a mândrit pe rețelele de socializare cu prezența la acea acțiune a liderilor locali de partid. Prin decizia inspectorului școlar general s-a constituit o comisie de verificare a aspectelor semnalate în acest caz. Este regretabil faptul că a avut loc acest eveniment și noi am fost puși în situația să luăm măsuri. Astfel, în urma ceea ce a apărut în mass media, dar și ca urmare a unei solicitări scrise pe care am primit-o la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, am constituit o comisie care a verificat modul în care a fost organizat evenimentul respectiv. În urma aplicării chestionarelor și a verificării documentelor în unitatea de învățământ, comisia a elaborat un raport pe care l-am introdus în ședința Consiliului de Administrație din data de luni, 10 octombrie, și măsura care a fost luată a fost de încetare a contractului de management al doamnei director. Este regretabil, însă comisia a constatat și membrii Consiliului de Administrație că s-a încălcat un articol de lege, este vorba de articolul 7 din Legea Educației Naționale, precum și articolul 4 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar. Directoarea demisă se va întoarce la DEVA, acolo unde este titulară de catedră, iar atribuțiile sale de conducere vor fi preluate de către directorul adjunct al colegiului din Hunedoara. Totodată, în urma unei solicitări scrise primite la inspectoratul școlar, a mai fost sesizată o problemă similară și la școala din Boșorod, în cadrul programului de meditații denumit Caravana Educației. Evenimentul desfășurat cu ajutorul unui autocar inscripționat cu sigla PSD și TSD a ajuns la școli din 17 județe din țară, inclusiv la școala din comuna Boșorod. Comisia a făcut exact aceleași demersuri ca și la școala din Hunedoara, însă constatările au fost următoarele. Școala din Boșorod nu a fost implicată în evenimentul sesizat. Din niciun punct de vedere, nici măcar nu a fost în perimetrul unității de învățământ. În acest caz nu au fost luate măsuri, întrucât se pare că activitățile s-au desfășurat pe domeniul public în fața primăriei comunei Boșorod. De asemenea, se susține că elevii au fost anunțați prin intermediul primăriei, iar activitățile didactice au avut loc după terminarea programului școlar, iar cadrele didactice nu au aparținut școlii gimnaziale Boșorod.